Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem în Galeria de Artă Lascăr Vorel, din Piatra Neamț, salonul de primăvară. De data asta fără vernisaj, fără spectatori, și am stabilit de comun acord cu domnul Ștefan Potop, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Neamț, și artist vizual, bineînțeles, să avem o întâlnire și să purtăm o mică discuție, să vă prezentăm acest salon de primăvară. Sunt vremuri de răstriște, dumneavoastră știți prea bine, am dat masca un pic jos, dar eu vă sfătuiesc să o purtați când aveți ocazia și să vă spălați bine pe mâini, da? În definitiv, sunt niște măsuri elementare de igienă și de conduită pe care le putem aplica și în vreme de coronavirus, dar și în lipsa lui. Arta nu moare, viață și artă vor fi și după ce o să treacă pandemia asta. De asta îi mulțumesc domnului Ștefan Potop pentru că a acceptat această întâlnire și haideți să vă prezentăm salonul de primăvară 2020. Câți artiști au venit pe Simeze de data asta, domnule Ștefan Potop? Da, 17 martie, vernisaj fără public, fără artiști. Artiștii sunt prezenți doar prin creațiile lor și mulțumesc încă o dată postului TLM și ție, Teodor Moldovan, pentru că indiferent de condiții, ca operator de război, de stare de urgență, ești pe front. Sigur că e bine, totuși, măcar prin intermediul televiziunii, să luați act de acțiunile și proiectele noastre. De asta dat un proiect sprijinit de Consiliul Local și Primăria Piatra Neamț. Sunt 20 de expozanți cu una, două, trei, patru lucrări. Puteau fi și mai mulți, loc ar fi fost, câte o lucrare fiecare, dar e alegerea. Expoziție, zic eu, bună de asta dată, domnul Emil Nicolae. Na, e păcat că nu se poate vizita mai pe îndelete, dar sigur că să spunem că domnule Potop, galeria este deschisă, are programul de vizită obișnuit. Galeria se supune programul muzeului, da, nu se mai organizează manifestări de genul vernisaje. Da. Condiții mai speciale. Dar se poate vizita expoziția până la urmă? Sigur că da. Sigur că da. Omenirea au mai trecut prin clipe grele și poate unii dintre noi o să aibă posibilitatea să le treacă cu bine, să supraviețuiască. Fără doar și poate, da. Oricum, din punctul meu de vedere de pe această poziție, e una dintre ultimele manifestări, pentru că voi împlini în luna iunie două mandate pline și cu trei sferturi din cel în care am fost interimar. Am avut o perioadă lungă ca domnul Iliescu. Așa, la două mandate jumate, mă rog, la dumneavoastră 23 sferturi, da? Așa, deci mai mult. Mai mult, da. Și mi se pare democratic ca să mai venim cu oameni mai tineri sau cu altă viziune, pentru că altfel intrăm într-o rutină și orice îmi pare rău schimbare să de antrenor, da, să nu fie bucuria nebunilor, știți cum se spune, schimbarea domnilor, bucuria nebunilor, nu cred că o să fie cazul în filiala Neamța Uniunii Artiștilor Plastici din România. Mie îmi pare rău să aud că nu vreți sau nu mai puteți candida la încă un mandat. Filiala n-a stat pe loc în timpul ăsta.
deși n-au fost vremuri grozave, nici pentru artă, nici pentru artiști și nici pentru dumneavoastră, dar știu că ați fost, cât de răzbătător ați fost ca să puteți obține finanțări, așa, câte au fost și cum au fost ele, ce înseamnă, mi-ați explicat ce înseamnă un proiect, ce înseamnă o virgulă lipsă sau o virgulă în plus într-un text, dat afară pe ușă, intrat pe geam și nu v-ați lăsat până la urmă. Filiala chiar nu a stat pe loc. Bine, și asta este minunat. A primit noi membrii, sânge proaspăt, cum se zice, peneluri tinere, proaspete. Concluziile le vom trage într-o ședință de danță. Așa subiectiv să le... Dar, repet, m-a mâhnit vestea dumneavoastră. Dar sigur că eu voi fi aproape de și de colegi și de public și poate mai des prezent cu expoziții. O să aveți mai mult timp acum. Să mă ocup mai mult de exprimare artistică și mai puțin de birocrație, dar există un grup pe WhatsApp cu președinții filialelor din țară și nu știu, poate eu încerc să determin pe cât mai mulți care sunt de 25-30 de ani. Unii v-au depășit ca număr de mandate, da? Este totuși bine să nu ne considerăm neînlocuit. Totdeauna o schimbare, cel puțin în primele ei faze, mai scoate lucrurile dintr-o inerție și... Măcar din punctul ăsta de vedere, nu? Da. Și să sperăm că cineva va urma, o să fie măcar la fel de răzbătător și o să umble și o să își piardă timp și nervi și bani până la urmă să ducă la capăt niște proiecte de-ale filialei. O să vă întreb de proiectul, mărețul proiect, extraordinarul proiect Tazlău. O să vă mai ocupați de el în măsura în care cei de acolo, comunitatea din Tazlău, va dori să-l continue. Pentru că este locul dumneavoastră de paștină, până la urmă. Și ați făcut o chestie extraordinară cu ajutorul lor, extraordinar este că și acum, la discuția pe bugetul de la Tazlău, am fost întrebat dacă se prindă în buget. Da. Problema e acolo că dacă nu găsim alt spațiu de cazare, locul și-o epuizat resursele. Artistice, deci, plastice. Dacă măcar în ultimul proiect artiștii participanți s-ar mai fi deplasat 500 de metri mai la deal sau mai la vale, îmi dădea un imbol. Dar așa, cabana aia a fost făcută, cred că și din dronă. Nu? Da, și, din toate până la urmă, dacă se creează o idiosincrazie, nu-i benefică actului creator, nu? Că anul ăsta totuși luăm o pauză și sigur că acolo totuși există disponibilitate pentru... Și asta este extraordinar, sigur că da. Tablouri din cele 4 ediții sunt și la școală și la Căminul Cultural și în cele 2 corpuri de clădire ale primăriei și creează o impresie deosebită. Deosebită și sunt locuri înnobilate deja pe simezele sau pe pereții din cele locațiile sus amintite. Sunt tablouri de mare valoare, sunt lucrări de artă de mare valoare care poartă semnături ale unor artiști contemporani de mare valoare. Unii
continuă să creeze, alții, din păcate, nu mai sunt printre noi, dar mărturia trecerii lor pe acolo este pe pereții din Tazlău. Da, plus că s-au făcut și albume la fiecare ediție, practic. Care rămân. Un exemplu de cum ar trebui să se facă o tabără, pentru că am avut și expoziția ale taberei fără tabără, am avut și alte anomalii. Ca vechi cronicar al zonei. Dar am văzut și asta. Chiar așa am intitulat un material, dacă țineți minte. Artiștii taberei din galerie. Acum n-are rost să criticăm colaboratorii și cei care ne-au sprijinit mai mult sau mai puțin, e bine cât a fost să mai fie și de acum încolo. O, da, pentru că... da, da. Pentru că trebuie să reamintim publicului, eu de câte ori am fost și n-am lipsit la multe vernisaje aici, la Piatra Neamț, când mai apărea în sală și câte un oficial, de fiecare dată promitea sprijin necondiționat pentru artiști și pentru artă. Vorba dumneavoastră, lăsăm la urmă promisiunile astea, să vedem cum va continua colaborarea cu oficialitățile locale, cu administrația locală, administrația județeană, poate, de ce nu. Eu vă țin pumnii, domnule Ștefan Potop, și haideți să revenim la salonul de primăvară. Am făcut întâi un tur, o să-l vedeți și dumneavoastră, să vedeți toate lucrările, dragi prieteni, pe măsură ce discutăm, într-un calup separat. Sunt lucrări de o diversitate, nu este ciudat, aparent pare ciudat, dar nu, domnul Potop a zis foarte bine, expoziția în totalul ei este unitară. Nu sunt prezenți, într-adevăr, toți artiștii filialei Neamț a Uniunii Artiștilor Plastici. Ar fi putut fi mai mulți. Mi-aș fi dorit și probabil că și dumneavoastră v-ați fi dorit lucrul ăsta, dar să sperăm că la următoarele ediții, la următoarele saloane, zilele orașului, la salonul de iarnă, vor apărea și lucrări ale unor artiști care, nu știu, să spunem că din comoditate sau au altceva mai bun de făcut, nu știu, sau din cauza, poate acum, din cauza pandemiei astea de coronavirus, nu s-au deplasat sau n-au trimis o lucrare. Păi bine, că trebuie să ieși în public atunci când ai ceva de spus. Da. Ideal ar fi ca ori să mângâie, ori să zgârie, nu să doarmă pe preșa asta. Așa e. Că dacă e așa călăie, într-adevăr nu impresionează pe nimeni. Pe nimeni, da, trebuie să se sprijine. Să șocheze neapărat, nu știu dacă ăsta e cuvântul cel mai nimerit, dar trebuie să deschizi, să te facă să deschizi ochii și mintea. Primăvara e verde, verdele este o culoare calmă, păcia, reînnoirea, tinereții, fertilității, și în spiritul ăsta este și expoziția de față, domină optimismul, culorile calde, deschise și temele, veți vedea, sunt și peisaje, flori, chipuri ale tinereții. Da, de asta îmi pare rău că e mai ascuns așa, dar repet, acum fiind mai mult în casă și mai mult în fața televizorului, probabil că mult mai mulți vor vedea această expoziție și faptul că totuși la Piatra Neamț lucrează și veți vedea asta și în următoarele expoziții. Sigur că da, și este, uite, nu mă hazardez, chiar o să o spun pe șleau așa, este o modă, o modalitate, nu o modă, Doamne ferește, o modalitate de a arăta că artiștii sunt solidari cu românii.
artiștii români sunt solidari cu poporul român. Prin așa ceva, prin faptul că au ieșit cei care au ieșit, că au ieșit pe simeze. Până la urmă, pentru încântarea, măcar pentru ridicarea moralului iubitorilor de artă. Arta nu moare, domnule Ștefan Potă. Păi da, dar artistul e parte din viață. Nu are o aureolă deasupra capului. Dar un scut deci, nu este imun. Poate câteodată este mai pământean decât toți da. Ceilalți. Dar trebuie să ne acceptați așa cum suntem. Și așa frumoși cum sunteți. Spuneți-o pe față, pentru că asta înseamnă artist. Dar un om frumos. Un om frumos care... Și un om extraordinar de darnic. Dumneavoastră, repet, am mai spus-o și în alte discuții, și cu dumneavoastră și cu alți artiști, ne oferiți nouă. De asta spun că sunteți cei mai darnici oameni. Actul creației ni-l oferiți nouă. Pe simeze, în săl de spectacol, este extraordinar și vă mulțumim. Eu vă mulțumesc personal pentru ce mi-ați oferit în astea, în astea două mandate și trei sferturi, pentru că am avut ocazia să umblu și aici în Piatra, nu mai zic de vernisaje, și în taberele pe care le-ați organizat. Ba, v-am găsit și prin alte tabere organizate de alte filiale, mă gândesc la cei de la Suceava, de la Muzeul Bucovinei, Muzeul Național al Bucovinei, așa. Mi-a părut rău că n-am putut să ajung în alte tabere, mă rog, din motive pur obiective, dar a fost pentru mine un exercițiu onorant, credeți-mă. Să fiu părtaș, să știu că sunt contemporan cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră, că ne putem întâlni, că iată, putem discuta liber, ca între prieteni până la urmă, și că îmi dați prilejul, mi-ați dat prilejul și o să-mi dați prilejul în continuare să vin aici la galerie sau la muzeu sau în alte locuri în care să vă admir lucrările ale dumneavoastră și ale confraților dumneavoastră. Pentru asta vă mulțumesc, domnule Potop. Păi, oricum îmi propun ca să fiu... Tu ești oricum la fiecare vernisaj. Asta nu înseamnă că dacă nu voi mai fi președintele filialei, nu o să fiu și eu la fel la fiecare vernisaj. Ca Mihai Agapi, da? Ca Mircea Ceacăru înainte de a avea probleme de... Da? Așa... Era bine să îl amintim în prima parte a interviului, dar e bine și... E bine și acum. Știu că la ultimul vernisaj, cel puțin ultimul vernisaj cu public, adică la expoziția lui Dimișcă s-a ținut, ați propus un moment de reculegere și s-a ținut și lumea a fost foarte pătrunsă și spiritul domniei sale continuă să fie aici, printre noi. Aici, între simezele astea, am spus la început că, apropo de fenomenul Tazlău, și domnia sa a fost unul dintre cei care au fost acolo și au creat, am spus că artiști care or să mai creeze și sunt și artiști care, din păcate, nu mai sunt printre noi. N-am vrut să pomenesc neapărat pe maestru Mircea Ceacăru, nici pe maestru Puiu Bădana, săracul și dumnealui plecat dintre noi. Și dumnealui a trecut pe la Tazlău și a imortalizat locul. Viața merge înainte, domnule Ștefan Potop. Arta merge înainte. Artiștii trebuie să țină pasul cu viața. Deci vor merge înainte. Bineînțeles, să fim optimiști. Bineînțeles că trebuie să fim optimiști. Mulțumesc tare mult! Putem da mâna? Avem dezinfectant după aia? Cot. Da. Și mâna că vă mulțumesc. Nu mor cai când vor. Exact. Vă mulțumesc.